Bună ziua și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a participa la prima conferință de presă organizată de Partidul Liberal Reformator în acest an și sper că de acum să avem o oarecare ritmicitate, adică cel puțin o dată pe lună vom avea o astfel de întâlniri, pentru că am căpătat, iată, și noi ne-am cristalizat, ca să zic așa, și la nivelul zonei, la nivelul municipiului Câmpul Lung. Și am să vă prezint foarte scurt și niște date referitoare la acest lucru. De asemenea, mai sunt câteva lucruri de spus în ceea ce privește fuziunea care, dintr-un moment în altul, stă să se producă cu Partidul Conservator. Am avut o întâlnire de acolo și cu reprezentantul de aici din zonă, cu domnul Zenovie. Am discutat ca principiu, dar este clar că vom respecta ceea ce se întâmplă la nivel național, cu amendamentul că, probabil că știți, este în notorietate, doi dintre membrii PC pare să că fac front separat, este vorba de doamna Grabini și domnul Pelican, care nu vor veni în această nouă formațiune politică care se va naște din fuziunea celor două partide, PLR și PC. Se vehiculează și încă se discută, s-au creat deja o comisie de lucru cu reprezentanții celor două partide la nivel național, în ceea ce privește numele pe care îl va purta noua. Se preconizează și se vehiculează ideea că vom se va numi probabil Partidul Liberal, pur și simplu. Dar până atunci mai e, sunt, v-am zis, se lucrează și noi ne vom conforma acestor decizii care se vor lua la nivel național. Asta a fost discuția pe care am avut-o cu domnul Zenovi și am picat de acord în acest sens. Referitor la Partidul Liberal Reformator, avem la momentul acesta, din 16 organizații care țin de zona de nord a județului, organizații în 11, constituite deja, și sunt în lucru încă 5. Și am să vă dau și citire, avem și la momentul acesta consilieri locali, un număr de 11 la nivelul zonei Mușcel, după cum urmează. La Bălevoiești, președintele organizației este domnul Ion Lăcău, este și consilier local, a fost, după cum știți, viceprimar. La Budea de Jos este președintele organizației Iulian Ciobanu, la Dragoslavele domnul profesor Ciopleiaș, la Lucăr domnul Constantin Moiceanu, la Godeni domnul Constantin Costea, la Lărești avem 5 consilieri locali, președintele partidului la nivel de organizație locală este Ion Dragomir, fostul viceprimar. La Mihești e domnul Gheorghe Iana, la Schidul Golești avem 2 consilieri locali, președintele organizației este Daniel Oprescu și el consilier local. La Stoienești avem un consilier local și președintele organizației este domnul Anton Neguleț. La Poenari de Mușel avem de asemenea un consilier local și președintele organizației este domnul Nicu Matei. La Valea Mare Bravăț avem un consilier local și președintele organizației este fostul viceprimar Viorela Vran. Avem un curs de organizare, organizațiile de la Albești de Mușcel, Budea de Sus, suntem în discuții avansate cu cineva de acolo, o persoană foarte importantă. La Cetățeni, Dâmbovicioara și Mioarele, de asemenea, suntem în discuții și am identificat persoane care doresc să ni se alăture proiectului pe care noi l-am îmbrățișat deja la nivel de Câmpul Lung. Cam astea ar fi lucrurile strict legate de partid. Dacă aveți întrebări, eu vă sunt la dispoziție referitoare la secțiunea politică, ca să zic așa. Pentru că mai sunt și alte lucruri de spus și de comunicat. Pentru că la anul este an electoral, va stabil candidatul pentru primărie? Deocamdată nu, dar pentru referiți la Câmpul Lung. Și este valabil pentru toate organizațiile pe care le avem. Am avut în urmă cu 3 săptămâni o întâlnire de zonă, la Lerești a avut loc întâlnirea, unde au venit și secretarul general al organizației județene și am și discutat despre aceste oportunități care se vor ivi anul viitor în alegerile locale. Dacă nu se va face o alianță în care să existe
un singur candidat din partea acelei viitoare alianțe, atunci vom avea propriul candidat. Acela va fi cel care va sta cel mai bine în sondaj în preajma alegerilor. În preajma. Cel puțin înainte, normal. Deci vom avea un candidat propriu, în ideea în care nu se va merge într-o alianță. Pentru că, după cum știți, s-a vehiculat și ideea reînființării fostului USL, la un moment dat, care funcționează la un nivel de guvernare la momentul acesta. PLR-ul fiind partener de guvernare. Care este biroul de conducere acum? La Câmpul Lung vreau să vă spun că avem un birou imediat, o să vă dau și nominal, dacă este cazul, că sunt președintele partidului, după cum știți. Am mai mulți vicepreședinți și este vorba de domnul Gigi Vișan, de doamna Matei, doamna Tudoran. Avem birou format din 17 membri, complet. Avem 154 de adeziuni și membrii ai partidului cu adeziune. Deci există... Și pe total, pe muștri, o să am ca câți membri se ridică? Aveți o statistică? La momentul acesta sunt în jur de... Mă refer la cei care au adeziuni, în jur la 225. Ceva, greșit, îmi spus de rectific, 375. Sunt 225 plus 150, da. Aveți o listă pentru consilieri? Pentru... Încă n-am stabilit lista candidaților, pentru că așteptăm. Acest lucru se va petrece și vă spun mai precis cu 4-5 luni înainte de alegerile locale. Adică la sfârșitul lunii, anului 2015, vom avea clar cristalizată o listă, nu cu o ordine a lor, dar așteptăm și avem discuții cu persoane importante din zonă, unii care sunt chiar la momentul acesta consilier local, care vor să vină lângă noi. Cu domnul Manuel Zenovi ați purtat discuții prin prisma funcției de consilier local sau? Dumnealui, ca și reprezentant al Partidului Conservator, care este cel mai... Mai este reprezentant al Partidului Conservator? Sigur că da, este și consilier, dumneavoastră. Fiind consilier... Nu mai președinte. Nu mai președinte, sigur, dar este persoana cu vizibilitatea cea mai importantă, din punctul meu de vedere, și care, trebuie să ne ascundem după deget, ia deciziile. Deci, eu vorbesc despre o realitate care există, dumneavoastră fiind poziționat cel mai bine, este și consilier local, are... căderea și delegarea din partea organizației locale să poartă aceste discuții. Sunteți atenți și la ce se întâmplă în executivul și în legislativul local, că numai ieri a fost o ședință... Da, din păcate n-am putut să o urmăresc ieri și nu sunt la curent cu ceea ce s-a întâmplat. Ieri ce s-a întâmplat. Probabil că astăzi voi vedea despre ce a fost vorba. Ieri nu știu despre ce a fost vorba în ședința de ziua. Dar în timpul ei s-au tot întâmplat niște neconcordanțe în ceea ce privește luarea de hotărâri în Consiliu și atitudinea consilierilor în ultimul timp. Ați studiat problema? Da, dacă vreți punctul meu de vedere cu privire la acest lucru, cred că trebuie făcut o schimbare, în primul rând, de mentalitate în ceea ce privește lucrul la nivelul Consiliului Local. De ce? Pentru că din momentul în care alegerile... E un punct de vedere pe care îl împărtășesc și sper ca să ne raliem cât mai mulți care ne-am implicat în mișcarea politică din Câmpul Lung. Se vede că maniera de lucru care persistă nu la nivel local în Câmpul Lung doar, ci la nivel național, nu este una sănătoasă pentru binele societății. Și mai ales pentru comunitățile mici, așa cum este la Câmpul Lung. Cred că este foarte important, în momentul în care s-au terminat alegerile, lumea să treacă la treabă împreună, în baza unui plan aprobat în conformitate cu dorințe, dacă vreți, sau cu necesitățile pe care le are zona, și a se renunța la orgolii. Cred că orgolii le fac cel mai rău la nivel de Câmpul Lung. Asta este părerea mea. Ori trebuie făcută cu mai puțină patimă politică și trebuie făcut cu mai multă dragoste pentru cetățean și cu mai multă înțelegere. Vedeți, lucrurile mici, dacă le pui cap la cap, fac lucruri mari. Și cred eu că așa trebuie pornit. Bucățică cu bucățică. Trebuie schimbat, repet, trebuie schimbată mentalitatea a modului în care se face politica. Trebuie altfel făcut. De la om la om și fără răutăți. Fără răutăți, repet, fără...
Foștii consilieri județeni Constantin Polixe și Mihai Vasilescu. Domnul Constantin Polixe este membru al partidului. Nu are nicio funcție în partidul ăsta, nici la județ, nici. Deci este membru, domnul Constantin, doar membru. Și domnul, o precizare, domnul Mihai Vasilescu este independent. Da, deci da. Nu are adeziune, nu. Nu. Domnul Constantin Polixe este membru al partidului de reformator. La momentul acesta nu. Nu. La momentul acesta nu. Este, a fost invitat, participă ca și invitat la ședințele, atunci când are posibilitatea, la ședințele biroului permanent județean. Aveți contract un program electoral de obiective pentru viitoare campanie? Da, dar e prematur, zic eu, acum să le spunem. Ceea ce vă pot spune ca și următor pas pe care îl vom face ca și organizație PLR Câmpul Lung, voi încerca, eu știu, cred că într-o lună, o lună și jumătate maxim, undeva la jumătatea lunii iunie, poate, să avem o întâlnire cu o reprezentant, probabil cu un secretar de stat sau poate chiar cu ministrul Andrei Gerea, din Ministerul dumnealui, pentru că e un punct de vedere pe care nu cred că este știut de oamenii, de majoritatea celor care sunteți aici prezenți. Niciun primar, indiferent cum s-ar numi el, niciun consilier local, niciun viceprimar, niciun om polițist, niciun angajat al primăriei nu poate crea locuri de muncă. Pentru ca și zona noastră, Câmpul Lungul, să ducă ceva mai bine și să se facă ceva, trebuie atras mediul de afaceri. Cred eu că cel mai important lucru, la momentul acesta, este stabilirea unei legături între administrația publică locală și mediul de afaceri, de așa manieră încât dumnealor, care dau de mâncare, dau pâine și dau salarii la oamenii de pe zona Câmpul Lung, să vină cu propuneri. Și administrația publică locală, prin specialiștii pe care are în cadrul primăriei, să întreprindă măsurile necesare, Consiliul Local, care e legislativ la nivel de zonă, să întreprindă măsurile, să ia măsurile necesare pentru a sprijini oamenii de afaceri. Pentru că numai dumnealor pot crea locuri de muncă. Și dumnealor știu cel mai bine realitatea și așa cum stau lucrurile și ceea ce trebuie să facă. Repet, niciun primar sau niciun consilier local nu poate să creeze locuri de muncă. Pentru că nu e în fișa postului, ca să zic așa. Dar poate sprijini. Ori oameni de afaceri din Câmpul Lung cred că au fost uitați în ultima perioadă la nivelul administrației publice locale. Credeți că, odată cu acțiunea asta în forța ANAF-ului, va mai fi cineva atras să deschidă o afacere, să facă ceva, pentru că pur și simplu sunt puși pe ei ca niște... Da, sunt chestii de nuanță care trebuie să discutate și aveți dreptate în privința asta. Sunt lucruri care unele și din punctul meu de vedere par ne la locul lor. Nu pot să... vorbind de la, așa zis și mediatizat, bacșiș pe care îl dai la chelner. Mi se pare o chestie destul de, de aiurea. Da, sunt cazuri în care se întâmplă și așa ceva. În mare majoritate, acțiunile sunt ok. Dar sunt și excepții care trebuie să fie făcute. Și aici chestia, sunt lucruri de nuanță care trebuie să... Nu cred că oamenii nu vor continua să facă afaceri, pentru că, vedeți, până la urmă, esența mișcării și a dezvoltării asta este. Și fiecare îmi dorește să ducă ceva mai bine. Cu toate riscurile pe care și le asumă sau... Bun, vor fi mai precauți, probabil. E foarte important ca la nivel local, atât administrativul cât și politicul, mă refer la Consiliul Local, să împreună să facă niște lucruri bune. Și în sprijinul oamenilor de afaceri. Pentru că stă în puterea administrației publice locale și a Consiliului Local acest lucru. În conformitate, bineînțeles, cu legile României. Am văzut că tot nu aveți siglă afișată. De ce nu o mai afișați sau dacă o s-o mai afișați? Unde? La... A fost atunci furtună. Și din păcate s-au rupt. Sunt două acțiuni la care voi trece, deci una, reafișarea acelui banner cu sigla partidului,
Și încă un lucru pe care o să îl anunț la diverse, iarăși, care cred eu că va fi important, care ține mai mult de Casa de Cultură decât de chestia politică. Aș vrea să le diferențiez. Asta a fost puțin politică, chestia cu afișajul. Știți că au fost niște discuții în Consiliul Local, da, că n-am văzut niciun lucru, că nu erați... Practic, nu existați ca partid și deja... Da, la momentul acesta, începând din 30 ale lunii trecute, funcționăm în regulă și cu toate cele. De-aia m-am ferit, oarecum, să fac conferințe de presă, să fiu foarte vizibil, pentru că trebuia să se lămurească și acestea. Au fost piedici care se întâmplă oriunde. Da. Până la urmă, instanța a fost nevoită, ca să zic așa, să... după ce a dat mai multe termene, să se pronunțe așa cum era voința Congresului, care a decis schimbarea numărului partidului. În privința femeilor, da? Vedeți cum o va femeia în partidul nostru? Deja avem mai multe femei care fac parte din birou. Doamna Matei va fi președinta organizației de femei și vom avea foarte curând și organizațiile Steluța Matei. Este inginer, a lucrat la întreprinderea minieră, a lucrat la comitatul de ciment, acum are afacere personală. Da. Câte femei aveți în partid? Sincer, cred că nu m-am gândit și nu știu. Nu, sunt, chiar sunt multe. Da. De ordinul 10-lor.